Salutare și bine te-am regăsit pe frecvența 420, unde împreună avem plăcerea să ne bucurăm de un fum de seară. Numele meu, ca întotdeauna, Unchiu Maramu, pregătit să-ți dau un foc și în acest episod cu numărul 61. Așa că, pentru cei nou veniți, ritualul simplu, singura condiție să participi, îi să ai vârsta necesară. Recomandarea mea 25 plus. Și dacă se întâmplă să ai niște brocolină, eu zic să i dăm foc și să activăm. Frecvența 420. cei prin fum mereu în cinstea voastră, pentru că felul în care ați recepționat episodul precedent, extraordinar, uh, îți puțin copleșit, vă spun sincer, nu m-am așteptat, având în vedere că nu am fost mereu cel mai activ, ba din potrivă, probabil jumătate din cariera mea de youtuber am fost inactiv, însă voi, pentru știu eu ce motiv, ați păstrat mereu un loc în inima și în sufletul vostru și chestia asta mă motivează și mă bucură enorm, mă face să vreau să fiu în fața voastră, să am contactul ăsta cu voi din ce în ce mai mult și din această cauză vreau să fac și un anunț pentru că există două proiecte pe lângă treaba asta în care o să fie prezent un filmar de față. Și anume un proiect împreună cu cei de la 68.ro, un proiect în care avem materiale sau am făcut niște materiale informaționale cu și despre hexahidrocanabinol HHC și un proiect împreună cu cei de la Zona zonaverde.ro în care vom avea un podcast bilunar, adică de două ori pe lună, exclusiv despre cannabis. Vom avea știri din lumea cannabisului, interviuri cu oameni din sfera cannabisului, precum politicieni activi în vreun proiect de legalizare slash de criminalizare a cannabisului cu influenceri, antreprenori, orice persoană din sfera cannabisului sau care are o legătură sau o relație cu cannabisul care e dispusă să discute cu noi. De asemenea, vom încerca să abordăm întrebări din partea ascultătorilor. Nu avem încă o dată setată pentru materialele astea, însă stați cu ochii pe Instagramul meu, maramu underline 420 și vă țin eu la curent când știu exact ce și cum. Dar lucrurile se întâmplă și se întâmplă datorită vouă și energiei pozitive pe care ați îndreptat-o în direcția mea de fiecare dată, indiferent că am postat, indiferent că nu, Maramu mereu a avut un loc în inima voastră și vă sunt mereu recunoscător pentru treaba asta. Hai să intrăm în episod. Să vă vorbesc puțin despre ce am făcut eu în toată perioada asta în care am lipsit, pentru că a fost o perioadă destul de ocupată pentru mine, s au întâmplat o mulțime de lucruri, multe schimbări, majoritatea pozitive și nu ne-am mai auzit de mult, așa că cred că își are rostul. Să spun așa. După cum am zis, a fost un an sau un an, au fost doi ani plini pentru mine, pentru că au fost doi ani în care am lucrat la un proiect de transformare a mea ca și persoană. Acum ceva timp ascultam un podcast la care era invitat unul dintre cei mai buni profesori, dacă nu cel mai bun profesor de jiu-jitsu din lume, John Danaher în care vorbea despre faptul că orice persoană se poate reinventa în 5 ani. Cred că erau 5 ani. Și zicea ceva de genul că dacă o persoană e hotărâtă că vrea să facă o schimbare, în momentul în care află care spașii necesar să-i facă să producă schimbarea aia, dacă are hotărârea și determinarea necesară, poate să ajungă din boschetar în orice vrea el. Tot ce are nevoie, 5 ani de zile. Și când am auzit treaba asta, eram un moment al carierei mele profesionale în care eram foarte nefericit. Financiar câștigam destul de bine, însă natura jobului și activitățile de zi cu zi a jobului nu mă mai motivau și nu îmi făceau plăcere. Și mi-am dat seama în momentul ăla că am crezut că banii o să mă motiveze suficient să pot să fac treaba asta, însă mi-am dat seama că nu sunt genul de persoană și în momentul în care eu simt uh, un nivel de disatisfacție, deja încep să analizez treburile și nu-mi dau foarte mult timp să fiu... <laughs> să fiu suferind. Dar... Uh, era un moment în care eram nesatisfăcut profesional, și auzind chestia, am zis că bă, ce-ar fi să pornesc eu propriul meu proiect de transformare? Ce-ar fi să-mi dau 2-3 ani în care să încerc să devin persoana care îmi doresc eu cu adevărat să fiu. Și iată-mă, 2 ani mai târziu în continuare muncind la acest proiect, însă cu o serie de succesuri, succese, succesuri, pe care aș dori să le împărtășesc cu voi, dacă îmi permiteți, dar nu aveți opțiunea să alegeți pentru că e podcastul meu, așa că fac și zic ce vreau. <laughs> dar uh, un proces de transformare care au început prin decizia că profesional vreau să fac o tranziție și vreau să fac ceva ce, la ce mă gândeam de vreo șapte, opt ani deja, poate chiar mai mult, și anume să învăț programare. Să învăț programare însă nu în modul clasic, mergi la o facultate de mate-info, nu printr-un bootcamp, un program de educație, șase luni, a fost durata programului meu intensiv, în care am învățat JavaScript, am învățat Python, am învățat uh, SQL, am învățat React, uh, mi-am uh, îmbunătățit CSS-ul și HTML-ul, care deja le știam puțin, uh, ce-am mai lucrat cu Flask, uh, deci am lucrat cu API-uri, am făcut un program de full stack și l-am făcut cu intenția de a face tranziția asta profesională. Am zis că bă, vreau și eu un job în care să pot să lucrez de acasă, să pot să fac ceva ce-mi place. Și toată viața mea am fost pasionat de calculatoare, am fost pasionat atât de hardware cât și de software. Și am zis, modalitatea cea mai bună, pot să lucrez de acasă dacă găsesc un job remote și pot să câștig foarte bine. Și dacă tot m-am gândit deja de vreo 8-9 ani la treaba asta, te o sărăcie, hai să o fac acum. Și m-am înscris la bootcamp-ul ăsta pe care l-am finalizat în decembrie anul trecut. Au fost șase luni intensive în care munceam de luni până vineri, de la 8 dimineața la 4 după masa, la 4 și jumătate după ce ajungeam acasă începeam să învăț până la 5 și jumătate după care mergeam la jiu la 8 și jumătate eram înapoi acasă și învățam din nou până pe la vreo 10 și jumate 11, sâmbăta de dimineață de la 8, 9 și până seara la 10, 11 învățam toată ziua pentru că nu aveam alte responsabilități și duminica jumătate de zi pentru ca să pot petrece cealaltă jumătate de zi cu Fosta logodnică, care acum îmi este nevastă, dar despre asta mai târziu. <laughs> am aruncat <-o> așa acolo. <laughs> uh, unde am rămas? Iar m-am spart prea tare. <laughs> deci am lucrat intens, șase luni, ca să ajung în punctul în care să termin programul și să-mi primești certificatele. După care am început să aplic la joburi și după vreo lună mi-am dat seama că e un proces care o să necesite o mulțime de timp investit, așa că am decis să îmi dau demisia într-un fel împins și de angajatorul meu ca să pot să mă focusez exclusiv pe căutarea unui job și pe tranziția asta în tech, Odată ce am găsit jobul, știu că tranziția e completă. Am făcut treaba asta timp de patru luni, până la jumătatea lui mai, fără vreun rezultat. Nu am reușit să găsesc, din păcate, încă niciun job. Aplic în continuare. La jumătatea lui mai, după patru luni de șomerie, care a fost ceva exclusiv în viața mea de adult, niciodată nu cred că am fost patru luni șomer. Dar după patru luni de șomerie, am decis că trebuie să încep să am din nou o sursă de venit. <laughs> și am decis să mă întorc la un job vechi pe care l-am făcut în repetate rânduri și anume să servesc într-un restaurant ca și ospătar. Lucrez vreo 20 ceva de ore pe săptămână ca să am timp să învăț în continuare și să aplic la joburi. În ultima perioadă am avut câteva interviuri, câteva dintre ele, eu zic, uh, cu succes și aștept niște răspunsuri. Uh, asta am dă timp să fac și treaba asta, după cum am zis, pentru 15, 20, 25 de minute în fiecare săptămână. Deci, am reușit cumva să balansez toată treaba asta și vă spun sincer că îs destul de fericit. Uh, probabil o să fiu și mai fericit în momentul în care reușesc să prind primul job de tech e o criză acum, cel puțin aici în Statele Unite, dar și dacă nu, faptul că mi-a dat oportunitatea să mă întorc la crea content și am eliberat timp ca să lucrez cu branduri la alte proiecte, precum cele menționate Adineaur cu 68.ro și Zona Verde, deja îi un câștig și decizia de a îmbarca pe acest drum de tranziție profesională, în ciuda faptului că financiar încă nu e profitabil, ba din potrivă, <laughs> din punct de vedere sufletesc și din punct de vedere al beneficiilor pentru sănătatea mentală, îi unul extraordinar. Așa, deci tranziție profesională a fost unul dintre lucrurile majore. Un alt lucru major care am reușit și l-am menționat adineaur e faptul că m-am căsătorit. Nu am făcut nuntă, am ales să facem stare civilă, am zis că așteptăm să facem nuntă până în momentul în care o să pot eu să călătoresc, care sper să fie posibil într-un an de zile. Am făcut-o undeva la sfârșitul lunii martie, deci de atunci Mara moare și titlul de soț. <laughs> și îți foarte bucuros, îți foarte bucuros, ne-am mutat din nou împreună. E frumos, e frumos să fii soț și soție. <laughs> Ce alte schimbări? Ce am mai făcut în ultimii doi ani? Hai să mă gândesc, hai să mă gândesc. Ah, acum 2 ani, nu acum doi ani, acum una și jumătate, când am scos seria de anul trecut al episodelor de podcast. Vă vorbeam despre problemele cu anxietatea pe care le-am avut în 2021. Ei bine, doi ani de la nivelul maxim al anxietății și atacurile de anxietate pe care le aveam, pot să vă spun cu mâna pe suflet, că nu mai am absolut nici o problemă cu anxietatea. O trecut o grămadă de timp de când am simțit ultima dată vreun uh, stimul, vreun semn sau vreo reacție care să-mi amintească de anxietate și nu vă faceți griji, țin minte cum <laughs> Cum mă simțeam când nu puteam să dorm noaptea din cauza atacurilor de anxietate, când mi era bombardată mintea cu gânduri negative, foarte neplăcut, și a fost o muncă destul de intensă și de durată ca să ajung aici, însă mă bucur foarte mult că am fost destul de deschis la minte să-mi dau seama. Ce se întâmplă, și să accept realitatea, și să accept că e nevoie să fac anumite schimbări în viața mea. Schimbări precum renunțatul la obiceiuri care îmi făceau rău, la obiceiuri negative, și adoptarea de obiceiuri pozitive, precum cele trei despre care am vorbit în episodul trecut, și anume meditația, introspecția și recunoștința. Dar pe lângă astea am abordat și alte obiceiuri pozitive, precum renunțatul la alcool. Beau decât foarte rar, o dată la două săptămâni și atunci beau un par de Prosecco, pentru că Prosecco este viața, sau dacă mă văd odată de două ori pe an, cu tovară și mei de suflet, bem câteva drinkuri ca băieții, dar în rest nu prea cu alcoolul și o mare parte a acestui lucru se datorează și faptului că în ultimii doi ani îs foarte consecvent și constant cu jiu-jitsu. Mă duc cam de 3-4, uneori 5 ori pe săptămână și singurele dăți în care lipsesc că e atunci când s-a accidentat. Precum acum, în ultimele 3 săptămâni, nu am putut să mă antrenez, am o costă care nu cred că e ruptă, dar e fisurată și din păcate nu pot să mă antrenez încă doare foarte tare de fiecare dată când cad sau mă lovesc de ceva durerea e destul de severă am reușit să ridic niște greutăți, am reușit să alerg de câteva ori, însă cred că mai am nevoie de câteva săptămâni de pauză, dar în rest nu am lipsit, am prins microbul S centura albastră deja de aproape un an, reușesc să țin pasul cu mânjii tineri de 16, 17, 18 ani, wrestlări, practicanți de MMA, profesioniști de MMA, mânji din ăștia tineri. Eu la 34 de ani mei trebuie să trag tare, să țin pasul cu ei, însă să merită. <laughs> Asta e mentalitatea, nu ne dăm bătuți, niciodată nu suntem bătrâni, suntem atât de bătrâni pe cât ne simțim. Putem să ne... Antrenăm corpul să fie tânăr. Da, deci e doar în mintea noastră. Deci faptul că am făcut jiu m-a ajutat foarte mult cu adoptarea acestor obiceiuri pozitive. Disciplina de care ai nevoie să te ții de lucrurile pozitive e ceva ce jiu m-a ajutat să obțin. M-a ajutat să obțin încredere și m-a ajutat să obțin un mediu în care să-mi descarc energia negativă. Și lucrul ăsta ajută enorm, pentru că aveam foarte multă energie negativă și asta și din cauza faptului că aveam și obiceiuri destul de negative, peste care peste unele am reușit cel puțin pentru momentul de față să trec peste și unul dintre ele e unul destul de des întâlnit în rândul bărbaților, însă unul despre care nu vorbește nimeni, pentru că e rușinos. E un demon cu care m-am luptat de la o vârstă destul de fragedă și un demon pe care am reușit să-l înfrâng, cel puțin pentru un moment. Însă s-a întâmplat zilnic cam de un an și nouă luni. Deci ne îndreptăm spre doi ani. Nu sunt pregătit încă să vorbesc despre el la podcast, însă sunt pregătit să fac un compromis și să împărtășesc cu voi o intrare din jurnal despre bătălia asta și despre demonul ăsta. Și vă pun link în descrierea acestui episod, dacă vreți să citiți, o să fie sub formă de newsletter, așa că dacă vă înscrieți, poate și mai bine, primiți și alte materiale din partea mea. Și dacă curge bine scrisul, o să reușesc să-mi formulez gândurile în cap în așa fel încât să le expun și într-un podcast și să avem o discuție serioasă. Pentru că pentru cea mai lungă perioadă de timp eu a fost rușine să vorbesc despre și în momentul în care am făcut-o am început să aud de la aproape fiecare partener de conversație că și ei au aceeași problemă. Deci, cred că unchiul Maramu trebuie să abordeze chestia respectivă. Însă, pe lângă obiceiul ăla, o grămadă de alte obiceiuri, am cercat să scad timpul petrecut pe social media considerabil, am o activitate sau o rutină sportivă destul de disciplinată și destul de intensă, pentru că pe lângă cele 3-4-5 antrenamente de jiu-jitsu pe săptămână mai ridic și greutăți de 2-3 ori, alerg o dată de două ori, am 5K-urile mele săptămânale în fiecare săptămână încerc fie unu, fie două 5K-uri și chestia asta mă ajută și mental să fiu mult mai balansat lucru care la rândul lui mă ajută să lupt cu anxietatea și lucru care la rândul lui ajută să am o viață mult mai bună și să pot să vă zic că în ultimii doi ani, dacă îi să trag o linie, viața mea a suferit o grămadă de schimbări în bine. Pot să spun că am devenit un om mult mai calm, un om mult mai bun, un om mult mai atent, un om mult mai sincer, un om mult mai modest, un om mult mai conștiincios, un om mult mai disciplinat și un om mult, mult mai obosit. <laughs> Mi-am suflat destul în trâmbiță. Nu cred că era cazul să mă pup atât în cur. Nu vreau să credeți că vorbesc despre chestiile astea ca să mă laud. Însă e un episod în care împărtășesc experiențele pe care le-am avut eu și trebuie să vorbesc la persoana întâia. Însă motivul pentru care împărtășesc cu voi experiențele astea e pentru că mă ajută pe mine. Și după cum am menționat și în alte rânduri, dacă mă ajută pe mine, de ce să nu vă ajute și pe voi? Suntem cu toții oameni, suntem la fel de imperfecți, suntem proiecte la care se poate lucra și cu cât mai mulți suntem mai fericiți și ne trăim viața așa cum ne dorim, cu atât mai bine pentru toată lumea. Cel puțin asta e părerea mea. Acestea fiind spuse, cred că am discutat suficiente lucruri pentru acest episod și nu mai are rost să ne lungim. Știți, mi au făcut plăcere, dar sunt pregătit să dau ultimul fum fumul de adio și să vă mulțumesc pentru participare să vă urez o săptămână minunată o seară plăcută în continuare și multe dragoste One Love Uite-te la tine Ești palid, obosit, foarte obosit. Așa, fără niciun motiv. Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot uh, cânta, să pot dansa. Prescripție specială. Vergituri, vergituri, vergituri. Fumați prea mult. Poftim? Am zis că fumați prea mult. Ce cuvinte urâte vă mă deranjează auditiv. Mă lăgi rahat. Nici nu știi ce fericit sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit. Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doiaste.